Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile locale Antena 3 Deva. Caravana sărăciei a poposit la termocentrala Mintia și la Deva. Câteva zeci de lideri ai filialelor Cartel Alfa din Ardeal au pornit de la Zalău și vor străbate mai multe județe până la București. Oamenii protestează față de scumpirile în cascadă, salarii și pensii mici și punerea pe butuce a sistemului energetic. O altă caravană cu sindicaliști a pornit din Moldova, iar în 20 octombrie se vor întâlni în București. Situația actuală din țară i-a determinat pe sindicaliști să înceapă acest protest. Ei spun că au ajuns la limita răbdării cu pensii și salarii date parcă în bat jocură. În plus, au de reproșat multe în ceea ce privește sistemul energetic național, care, în opinia lor, este pus la pământ cu bună știință. Termocentrala Mintia este un exemplu în acest sens. Vrem să atragem atenția Guvernului României asupra crizei energetice care se adâncește tot mai mult și care sărăcește fiecare familie de români. Am plecat în această dimineață o caravană de la Zalău care a trecut pe la Mintia, merge la Deva, Petroșani, Valea Jiului, de acolo trecem către Târgu Jiu și vom ajunge pe 20 în București. O altă caravană a plecat de la Botoșani, coboară către Galați, către București și pe 20 ambele se întâlnesc în Piața Victoriei, unde va fi un meeting destul de mare. Și vrem să cerem și creșterea salariilor, odată cu stoparea prețurilor la energie și reducerea lor. Vrem să cerem repornirea capacităților de producere a energiei electrice pe cărbune, dacă se poate și în Hunedoara, dacă nu, măcar în Gorj, în timpul cel mai apropiat. Am pornit caravana albastră, caravana împotriva sărăcirii, nu a sărăciei, pentru că oricum suntem săraci. Nu ne plângem de milă, poate că și noi suntem vinovați într-un fel sau altul că am ajuns aici, doar că România trebuie să înțeleagă că nu se mai poate așa. Vedem că acest guvern este depășit, este un guvern copy-paste care nu face strategii decât pe genunchi și ceea ce se dictează de la Bruxelles. Nu se putem aplica toate recomandările de la Bruxelles pentru că guvernanții noștri sunt hoți. Orice lege care o fac să le treacă cumva prin buzunarul lor. Așa ceva nu se poate. Pentru acest lucru avem cadavre industriale, mă repet, și din păcate continuăm să ne trimitem forța de muncă afară. Sindicaliștii din Ardeal, participanți la această caravană, vin din județe precum Sălaj, Caraseverin, Hunedoara, Maramureș, Bistrița, Năsăud. Ei vor continua traseul prin Gorj până la București, unde în 20 octombrie se anunță un protest de amploare.